Alfred Simonis, liderul grupului PSD din Camera Deputaților, a susținut în decursul zilei de azi o alocuțiune în plenul Parlamentului în care a fost foarte clar cu privire la faptul că pe 6 decembrie românii sunt liberi să aleagă o viață mai bună și corectă, mai ales ținând cont că PNL dorește să schimbe actualul personal de la CCR, punând în funcții oamenii incompetenți. În decursul zilei de azi, liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Alfred Simonis, a susținut o alocuțiune în plenul Parlamentului. Este dezamăgitor cum PNL dorește să schimbe actualul personal de la CCR, punând în funcție oameni nepregătiți din punct de vedere profesional. De asemenea, situația actuală privind numărul exagerat de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2 este doar vina nepăsării guvernului PNL în ceea ce privește sănătatea românilor. Cetățenii sunt liberi ca pe 6 decembrie să aleagă o Românie mai bună. Dinainte. Nu sunt de acord cu asta, indiferent cine a inventat tunurile. Solicitarea mea și a colegilor mei să nu le mai faceți, indiferent cine le-a inventat, că aici e o întreagă dezbatere. Domnule președinte, cât va sta Partidul Social Democrat în opoziție, nu o stabilește nici antevorbitorul, nici președintele României, încă într-o Românie semidemocratică, și nici colegii de la PNL sau de la guvern. O vor hotărâ românii pe 6 decembrie. Atunci o vor hotărâ. Asta e important de știut. Domnule antevorbitor, stau și mă întreb că tot purtați războaie cu diferiți lideri, șefi de instituții din România, că vorbim de CCR, că vorbim de avocatul poporului și nu numai. Stau și mă întreb, vreți că ați anunțat după ce preluați, veți avea o majoritate ipotetică în Parlament, dacă o veți avea, amar dubii, îi veți schimba pe ăștia și poate îl aduceți pe domnul Barangă la conducerea acestor instituții? Știți, domnul Barangă, șeful de la spălarea banilor, ăla care și-a falsificat diploma și a fost numit de dumneavoastră, nu de fostul guvern, de dumneavoastră, de Ludovic Orban, și care înțeleg că ai o soție importantă, într-o funcție foarte importantă, consilier prezidențial. Despre asta e vorba. Ne-ați spus acum, și cu asta închei, că am negat existența virusului. Din nou, trebuie să aveți foarte mult tupeu să spuneți asta. Păi noi am spus că este o simplă răceală acest virus? Nu președintele României ne spunea că e o simplă răceală și că nu trebuie să ne îngrijorăm? Nu președintele României și premierul doreau alegeri anticipate când toată lumea, globul ăsta pământesc, se pregătea de lupta cu această pandemie? Chiar aveți impresia că dacă repetați minciuni la nesfârșit, oamenii vă vor crede?